Slovacia au 15 locuri în Parlamentul European și, potrivit sondajelor, partidul cu șansele cele mai mari de câștig este Smer, condus de premierul Robert Fico. Smer și aliatul său Hlas au fost suspendate anul trecut din familia socialiștilor europeni. Je to v súlade s tým, čo sa dalo očakávať, aj teda nie s môjim predpokladom. Zdá sa, že napriek tomu, že tá kampaň v závere bola z logických dôvodov trošku utlmenejšia, ale stále bola prítomná. Odhadujem to, že vlastne všetky strany mobilizovali svojich voličov, takže môj predpoklad odhaduje, že tá účasť bude trošku vyššia. În Letonia, votul pentru europarlamentare este marcat de absenteism. Puțin peste 8% și-au exprimat opțiunea prin corespondență, cu mult sub procentul din 2019. Letonia va câștiga un loc în plus în următorul Parlament European, ajungând la 9. Dar într-un peisaj politic extrem de fragmentat, aceste locuri ar putea fi împărțite între 8 partide. Šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas šobrīd ir būtisks pirmkārt ar to, ka tomēr mums Eiropā ir karš. Nākamajam Eiropas parlamentam būs ļoti daudz jādara Eiropas aizsardzības stiprināšanā, Eiropas ārējo robežu stiprināšanā, patiesību sakot, no manas pieredzes nemaz tik vienkārši tie lēmumi. Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a intrat în cursă pentru legislativul comunitar, dar ar vrea un al treilea mandat la Comisie. Partidul său, Noua Unitate, membru al Popularilor Europeni, are toate șansele să câștige două locuri din cele 9 alocate statului Baltic.